Peste 400 de elevi și studenți voluntari la întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi din 2018 au participat ieri la prima sesiune a programului de formare din cadrul proiectului Vreau și Pot. Tineri voluntari pentru prezent și viitor. Întâlnirea a avut loc în aula Facultății de Drept a Universității Lucian Blaga din Sibiu și l-a avut ca invitat pe părintele conferențiar Constantin Necula. Prima sesiune a programului de formare a fost moderată de trainerul Cătălin Ionuț Bârsan din București și a avut ca principale obiective prezentarea ITO 2018, conștientizarea tinerilor înscriși ca voluntari asupra importanței acestei manifestări ce va avea loc la Sibiu în perioada 6-9 septembrie și realizarea unui sondaj despre dorințele și așteptările pe care le au tinerii de la acest eveniment. Ne aflăm în preparativele toamnei care urmează și suntem gata să întâmpinăm deja prima întâlnire cu voluntarii de la ITO. Le mulțumim celor cu experiență care sunt alături de noi, pentru că avem alături de noi o parte din cei care au lucrat în edițiile trecute și avem bucuria de a primi pe acești tineri dispuși să lucreze împreună cu noi. Cred că, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, ci al colegilor care împreună alcătuim echipa de organizare și de liniștire înainte de a începe ITO, sper din toată inima să putem lucra împreună, să putem să construim un program departe de ceea ce se așteaptă în mod nepractic de la oamenii bisericii. Sper să fim cât mai practici, cât mai simpli, cât mai la obiect și să le spunem copilor că ne pasă ce ne spun și tinerilor în general. Nu vrem să emitem doar niște documente și niște imagini cu tineri dansând și bucurându-se, ci vrem ca și în edițiile trecute să se țină cont de glasul lor și să încercăm acolo unde putem să le dăm o mână de sprijin. Biserica în mod real are nevoie de tineri pentru că ea merge mai departe prin generațiile care vin. În cadrul întâlnirii, tinerii din județul Sibiu au participat la sondaje referitoare la modalitățile de lucru în echipă, la implicarea în activități și la așteptările lor de la ITO 2018. Am avut astăzi parte de cea mai frumoasă întâlnire din ultima perioadă, la nivel profesional și personal. Am venit pentru prima dată în Sibiu pentru a-i cunoaște pe tinerii dornici de implicare în organizarea evenimentului Întâlnirea Tinerilor Ortodoxi ce va avea loc la Sibiu în 6-9 septembrie. Ce am făcut astăzi? Am deschis practic o serie de întâlniri, de dezbateri, de formare și de dezvoltare personală în rândul tinerilor, dar în mod deosebit al elevilor, din ce pot vedea în sală, din municipiul Sibiu și din județ. Ne propunem să apelăm la câteva metode din educația non-formală pentru a dezvolta abilități de viață independente și soft skills, după cum am prezentat și astăzi. Și mă refer aici la abilități de comunicare, de lucru în echipă, de management de situații de criză, tehnici de diplomație, dar și altele pe care le-am sondat astăzi. Feedback-ul pe care l-am primit din partea sălii a fost de nedescris. De ce? Pentru că abia așteaptă, din ce am putut vedea în privirile lor, abia așteaptă să se implice voluntar, să aducă un aport și mai ales să dovedească că sunt puternici, că există unitate între ei. Nu numai de dragul clișeului, de dragul ideii care din păcate s-a transformat în clișeu și ne referim aici, după cum spunea și părintele Constantin Necula în conferință la anul centenar, ci pentru că ei chiar simt lucrul ăsta. Își doresc să dovedească că suntem cineva. Și nu numai că suntem, dar știm să și vorbim. Și pentru că știm să vorbim, ridicăm pretenții. Proiectul Vreau și Pot, tineri voluntari pentru prezent și viitor, este implementat de Centrul de Tineret Seminarium Transilvanicum al Arhiepiscopiei Sibiului și este cofinanțat de Consiliul Județean Sibiu.